În numele scump al Domnului Iisus și să vă felicit în același timp că ați ales în după masa aceasta să veniți într-un loc unde noi obișnuim să lăudăm pe Domnul, să cântăm, să ne rugăm și să vestim Evanghelia. Mă bucur că după masa aceasta am prilejul să vă slujesc și dați-mi voie să vă spun că pentru mine este un privilegiu, este o bucurie nespus de mare să pot de sarcina care mi aparține. Și aceasta datorită faptului că acest cuvânt din seara aceasta presupune foarte multă documentație biblică, foarte mult cuvânt profetic, foarte mult cuvânt istoric și, de ce nu, foarte mult cuvânt cristic, apostolic, teologii și, în ultimul rând, escatologii. Haideți să privim în text. Și primul lucru care doresc să-l scot în evidență este versetul 7. Și cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Este drept să ne întrebăm de ce Petru face referință la cerurile de acum? Ceea ce trebuie să înțelegem este următorul aspect. Probabil n-ați auzit această informație, probabil că pentru unii este premier, dar adevărul trebuie spus. Trebuie să știm, frați și surori, că Dumnezeul nostru împotopească-L gloria. Aleluia. Face de trei ori cerul noi și pământul. Cerul noi și pământul. Aleluia. Primul verset din Biblie ne familiarizează cu acest fapt, cu acest adevăr. Și când citim primul verset din Biblie, Moise ne introduce direct în imnul creației. Observați un lucru foarte important. Ni se spune că Dumnezeu, traducerea Cornilescu spune, a făcut. Însă dacă citiți traducerea din 2001, veți găsi scris căci Dumnezeu a creat. Vreau să vă spun că nu-i tot una.
a face. Îi stă în putință oricui. Am un prototip, a făcut cineva ochelarul, da? Tocul de ochelar, și după asta fac și eu. Dar a crea... Îi stă în putință, numai lui Dumnezeu. Aleluia! Glorie lui! Dumnezeu așadar a creat cerurile și pământul. Vă mărturisesc că n-am avut acces la acest verset până când a trebuit să-l cercetez din ebraică. Și în ebraică sună cam așa. Bereșit bara Elohim, ha-shamai v'e-ha-ra. Aleluia! Cu ceea ce vreau să vă familiarizez și să vă atrag atenția, este următorul lucru. Forma plurală a cuvântului Elohim. Tradus într-o traducere liberă, Dumnezeu este aici, ar însemna la început dumnezeirea. Aleluia! Suntem aici? Amin! Dumnezeirea a făcut, a creat cerurile și pământul. Și privința asta, haideți să citim un verset, vă rog. Te rog să mă ajuți. Fapte 17. Cu 20, cu 29. Și dumneata caută, te rog, Roman 1 cu 20. 17-20? Cu 29. 17. Cu 20. Astfel, da, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea a omului. Dumnezeirea! Da? Este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Reținem de aici să nu care cumva să credeți că dumnezeirea. Ce a vrut să spună Pavel oare cu lucrul acesta? Citește, tinere! Într-adevăr, în sușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lui. Aleluia. Când te uiți cu băgare de seamă la el. Hey, dar pentru aceasta trebuie să te uiți cu luarea minte! Ca să vezi lucrările lui. Aleluia. Păriți să fie Domnul. Doamne, mi-e rușine de mine de multe ori. Că nu pot să înțeleg și să pricep lucrările tale minunate. Glorie ție, Doamne. De aceea Pavel va spune: O, adâncul înțelepciunii. Aleluia! Și științei lui Dumnezeu. Dacă cercetea Psalmul 139, la un moment dat, David, nu știu dacă a făcut așa, nu-mi spune Biblia, dar încerc să cred, s-o fi uitat spre cer și-o fi zis la un moment dat: Doamne, mintea mea e prea scurtă, cu alte cuvinte, să te cuprinde toate frumusețea, în toată grandoarea, în
toată măreția ta. Doamne, pentru mine vreau să înțelegi că ești o știință atât de mare încât mă depășești. Dar completează Pavel ceva în Coloseni 2 cu 2 și 3. Vă rog să ascultăm cuvântul acesta. Coloseni 2 cu 2 și versetul 3 inclusiv. Ia ascultați! În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Versetul 2 și 3. 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Acum fiți atent. În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Aleluia! Unde sunt depozitate toate comorile înțelepciunii și ale științei? O, Doamne! Înțelegi ceva? Amin! Dacă Hristos este în mine, dacă Hristos trăiește în mine, aleluia! Dacă Hristos vorbește prin mine, dacă Hristos totul este în mine, atunci înseamnă că eu trebuie să am acces la aceste valori. Sunteți aici? Aleluia! La început, dumnezeirea. Ce înseamnă dumnezeirea pentru voi? Tată, Fiul și Duhul Sfânt. A spus bine? Ce ziceți? A zis bine? N-a greșit? Dumnezeirea comportă în sine trei persoane divine. Aleluia. Și eterne. Aleluia. Și vă invit să vedem cum este prima persoană. Psalmul 90 cu 2. Înainte ca să se cinească munții și înainte ca să fie făcut pământul și lumea, din veșnicie, din veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Cum este declarat Dumnezeu? Veșnicie, din veșnicie până în veșnicie. Cum e asta? Nu înțeleg. Creierul meu nu procesează la lucrurile astea. 5 cu 2. Mica 5 cu 2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșire se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Ce mărturie te pune profetul despre cel care s-a născut în Betleem? Și el e din veșnicie. Din veșnicie. Hai să vedem cum este Duhul Sfânt. Prima parte. Evrei 9 cu Paște. Duhul cel veșnic. Să vedem cum este. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic. Duhul cel veșnic. Să repetăm.
Dumnezeu veșnic. Domnul Iisus, Duhul Sfânt, la început dumnezeirea. Cine a participat la imnul creației? Dumnezeirea. Dumnezeirea. Am înțeles până aici? Aleluia. Dumnezeirea a creat. Și ce a creat? Cerurile și pământul. Există aici, în lumea teologilor, mai multe păreri. Însă ca unul care cercetez cuvântul Domnului și mi-e drag mai mult decât viața mea. Aleluia! Am și eu convingerile mele. Ia uitați ce a creat Dumnezeu. Întrebarea legitimă este următoarea. Tot ce creează Dumnezeu este unul singur. Nu. Dar acum, ca să înțelegem încă ceva și să vedem ce este cu acest început, la început. Ascultați bine, mă rog. Acest început are 7 timpi. Și dați-mi voie să vă spun că ar trebui, printr-un studiu aprofundat, să cercetăm cei 7 timpi. Și ar fi cel puțin 10 ore de studiu. Însă, vreau să vă arăt primul timp, ca să înțelegem istoria cerurilor și a pământului. Aleluia. De aceea vă invit să citim Proverbe. Capitolul 8, versetul 30. Eu eram meșterul lui la lucrul lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Foarte mulți teologi, printre care și unul care este drag inimii mele, fratele Iosif Zon, și-a exprimat convingerea că Solomon în textul acesta a vorbit despre Domnul Iisus. În ceea ce mă privește, dați-mi voie să nu fiu de acord. Și pentru a înțelege, vă invit să citim versetul 22. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Domnul m-a făcut unu, doi, cea din tâi dintre lucrările Lui. Trei, dintre lucrările Lui. Acesta este cuvântul rostit de marele înțelept din vechea antichitate. Domnul m-a făcut cea din tâi.
cerului. Avem de a face cu primul început. La început, Dumnezeu a făcut. Acum, acel început, v-am spus că are 7 timpi. Și primul timp al acelui început îl găsim în Proverbe 8:22. Domnul, observați că trebuie să repet, că mie nu-mi place să mă aud eu numai pe voi, pe mine, să nu am câștigat nimic. Vreau să înțelegeți bine. Aleluia, ajută-ne, Doamne. Da? Domnul m-a făcut. Întrebare. Și întrebarea mea este legitimă. Domnul a fost făcut? A existat întotdeauna. Creat lucrul. A creat. Veșnic. El e veșnic, da. A fost făcut? Aveți în vedere că orice este făcut are un început și are și un sfârșit. Născut ca om. Poate declara cineva asta despre Domnul Iisus? Dar atunci cum este Iisus? Iisus Hristos. Da? Hai să citim repede. Isaia 9:6. Isaia 9:6. Căci ca un copil ni s-a născut. Nu ca un copil. Căci un copil ni s-a născut. Oprește. Aleluia. Căci un copil ni s-a născut. Fiți foarte atenți. Aici Isaia depune mărturie pentru cele 7 denumiri ale Domnului Iisus. Fiți atenți! Căci un copil în calitate de copil, când a venit în lumea noastră, el s-a născut. Aleluia! Partea a doua. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Din punct de vedere al Fiului Dumnezeului Celui Preanalt, el nu mai este născut. Un fiu ni s-a dat. Pentru că el este din veșnicia veșniciei. Aleluia! Și acum despre acest fiu ni se spune că domnia va fi pe umărul lui. Aleluia. Și îl vor numi 3. Minunat. 4. Părintele al veșnicii. Părintele al veșnicii. Domnul Păcii. Hai încă o dată să nu ne jucăm cu asta. Și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi 3. Minunat. 4. Sfetnic. Fii atent. Sfetnic. Nu sfetnic, cum citiți mulți. Sfetnic. 5. Dumnezeul tare. Dumnezeu tare. 6. Părintele veșnicilor. Auzi, cine este Hristos? Domnul al păcii. Părintele veșnicilor. Aleluia. Adică toate veșniciile legate împreună ne conduc la eternitate. Aleluia. Și ultima titulatură, Domnul al păcii. Aleluia. Domnul al păcii va fi când va domni în mileniu. Aleluia. Dar asta este o altă problemă. Am dovedit până aici că Domnul m-a făcut. El nu-i făcut. Născut. El născut din fecioară
dar în calitate de fiu, El este din veșnicia veșnicii. Prin urmare, Solomon nu poate vorbi despre Domnul, pentru că nu-i vorba de o persoană. Este primul timp al începutului. Domnul m-a făcut. Fiți atenți, partea a doua. Cea din tâi. Solomon, care a fost declarat cel mai înțelept om din vechea antichitate. Da? Oare nu fi știut să facă deosebirea dintre feminin și plural? Cea din tâi. Da? Dar ce cea din tâi? Înțelepciune. Ce? M-a făcut cea din tâi dintre? Lucrările. Pe de când pentru unii Domnul este o lucrare? Domnul este o persoană. Aleluia. Și acum ascultați ceva. Această înțelepciune care este văzută ca o anfitrioană și în capitolul 9 cu 1 mi se spune că înțelepciunea și-a zidit casa. E bine, vreau să vă spun ceva. Dar lumina, Doamne, pricepe. Traducerea este puțin formată, greoaie. Pentru că aici Solomon ne spune și-a tăiat cei șapte stâlpi. Pe, dacă ți-ai zidit casa și pe urmă i-ai tăiat stâlpii, ce înțelepciune poate fi? Pică jos. Așa fac unii. Acum vă rog frumos, fiți atenți. Când am citit din ebraică, Hohmot, Bantabita, Amudea, Shiva. Într-o traducere liberă, mi se spune, înțelepciunea și-a zidit casa și și-a cioplit, și-a dăltuit, și-a înfrumusețat stâlpii. Nu voi intra în amănunte ca să vă arăt cei șapte stâlpi. Nu am timp. Dar această anfitrioană, văzută ca o femeie, înțelegeți? Și-a trimis, spune Cornilescu, slujnicele, versetul 3 din capitolul 9. Din nou este o vorbire greoare, arhaică. Din original spune altfel, și-a trimis fetele fecioare. E bine, ca să vă vorbesc despre lucrul acesta, ar trebui să vă vorbesc despre cele șapte fecioare care lucrează împreună cu înțelepciunea. Având în vedere faptul că este vorba despre înțelepciune, fiți foarte atenți, găsim scris în Apocalips 5 cu 12 un lucru care ne va ajuta să înțelegem mai mult decât am putut poate în seara aceasta. Ia să vedem. Ei ziceau cu glas tare. Ce ziceau? Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, 1, bogăția, 2, înțelepciunea, 3, tăria, 4, cinstea, 6, slava, 7. Și lauda. 7 valori. Când și-a făcut intrarea triumfală în cer,
s-au aliniat heruvim, serafim, arhanghel și înger, miliarde și miliarde de îngeri în glorie au strigat cu toți într-un cor: vrednic este mielul. Aleluia! Glorie mielului! Aleluia! Și pentru că jertfa lui a fost primită și aclamată și recunoscută, pentru aceasta a dovedit Duhul Sfânt când a venit în ziua cincizecimii să-și pregătească biserica. Glorie Domnului! Observați că prin cele șapte calități pe care le are El, există și înțelepciunea. Și acum ne reîntoarcem la Geneza 1 cu 1. La început, Dumnezeirea a creat cerurile și pământul. Vreau să vă spun că din veșnicia veșniciilor Dumnezeu Tatăl a întocmit un plan de lucrare care își urmează cursul fără abatere măcar de o milionime de secundă. Ori acest plan a fost întocmit de Dumnezeu Tatăl, a fost, dacă vreți, supravegheat de către Domnul Iisus și a fost pecetuit de Duhul Sfânt. Și în vremuri inemorabile, înainte de veșnicia veșniciilor, Dumnezeu Tatăl a luat una din calitățile Fiului, adică înțelepciunea, și prin această înțelepciune cristică, aleluia, Dumnezeu a zis să fie create cerurile și pământul. Aleluia! Trăiască Domnul! Însă întrebarea este următoarea. Cum sunt cerurile? Nu e o întrebare ușoară. Dar auzi, aș vrea să-ți spun ceva. Și tare m-aș bucura dacă ai putea să mă urmărești. Citesc Isaia, capitolul 57, cu versetul 15. Auziți, căci așa vorbește Cel prea înalt, glorie Lui, aleluia, a cărui locuință este, cum e locuință? Vă puteți imagina, frați și surori, că Dumnezeu din veșnicia veșnicilor a trăit în haos? Vă puteți imagina cumva că Dumnezeu a încercat să facă cerul pentru El? Cum e Dumnezeu? Și atunci cerul, cum poate fi? Atunci ce vreau să spună Moise la început: Dumnezeu a făcut cerurile?
Înainte de asta mai era altul. Auziți? Și al cărui nume este sfânt. Auziți? Eu locuiesc în locuri înalte. Știi ceva? Domnul are două locații. Două locații. Locuiesc în locuri înalte și mai are o locație. Și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Are locuința în cer, dar mai are o locație. Aleluia! Glorie Domnului! Minunat ești Dumnezeu! Aleluia! Nu spunem noi că Dumnezeu este atât de mare încât nu-L cuprind cerurile și pământul? Aleluia! Nu așa spunem? Aș vrea să te întreb, cât e de mare Dumnezeu? Cât e de mare Dumnezeu? Nepătruns. Oamenii de știință au spus că Universul, adică cerul stelelor, al doilea cer, doar numai în galaxia noastră solară, respectiv Calea Lactee, există în jur de 1,5 miliarde de stele. Ori asemenea galaxiei noastre, mai spun oamenii de știință, mai există încă 1 miliard de asemenea galaxii. Și dacă vreți să vă minunați, corpurile cerești din întreg Universul, au spus ei, totalizează în jur de 70 de sextilioane de corpuri cerești. Știi ce înseamnă 70 de sextilioane? 70 urmat, fii atent, de 21 de zero. Când Albert Einstein, cel mai mare fizician care l-a dat vreodată omenirea, nu o spun eu, o spun oamenii de știință, când a descoperit viteza luminii, a spus că viteza luminii circulă cu 300 de mii de kilometri pe secundă. Și dacă vreți să facem un experiment, mâine la soare luați o oglindă și vedeți raza de lumină cum se duce când faceți așa cu oglindă. Și acum fii atent. Dacă într-o secundă viteza luminii circulă cu 300 de mii de kilometri, în 2 secunde am 600 de mii de kilometri, în 4 secunde am deja 1.200.000 de secunde. De kilometri, vă rog să mă iertați. Cât ar putea să fie în 60 de secunde? Ori totul oamenii de știință subliniază și spun că cele mai îndepărtate corpuri cerești de pământ sunt la miliarde de ani lumină. Dacă în 4 secunde străbat 1.200.000 de kilometri, cât îmi trebuie la miliarde de ani lumină să pot atinge cele mai îndepărtate corpuri cerești? Dar atunci unde este raiul al treilea cer?
despre care Pavel a spus, am fost răpit până la al treilea cer. Și ascult aici acum. Dacă am fost răpit în trup, nu știu. Dacă am fost răpit în duh, nu știu. Și vin așa mari descoperitori, mi-e milă de ei. Și spune, am fost, frate, răpit în cer. Pavel n-a știut cum a fost răpit, dar tu știi. Pavel n-a putut să descrie grandoarea și măreția și frumusețea lucrurilor de acolo. Dar tu zici că ai văzut iadul și raiul și pomii și una și alta. Mă, oprește-te! Oprește-te! Tu n-ai voie să știi mai mult decât Pavel. Și apoi despre acest rai ne spune Isaia că locuința lui este veșnică. Aleluia! Dar dacă cineva ar putea să descopere o navă spațială și să ne ducă până în al treilea cer, câte miliarde de ani ar trebui să ajungă? Și apostolul Pavel, nebun a fost Pavel ăsta. Ne-a spus că la o clipială de lui. Ți-ai luat zbor. Mărire Domnului. Și dar hai să ne mai minunăm puțin, să vedem câte ceva din acest loc. Să citim Psalmul 55 cu versetul 19. 55 cu 19. Mare ești, Doamne! Dumnezeu va auzi și va smeri. El, care din veșnicie stă pe scaunul lui de domnie. De când stă pe scaunul lui de domnie? Vă puteți închipui un Dumnezeu care a zis? No, acum hai să-mi fac și eu un scaun de domnie. Și scaunul de domnie unde este? În cer. Fii atent. Despre acest cer unde a fost răpit Pavel, în al treilea cer numit Rai, Biblia declară că ăla este cerul cerurilor. Prin urmare, înțelegem că Dumnezeu din veșnicia veșnicilor este Dumnezeu, din veșnicia veșnicilor El își are locuința, din veșnicia veșnicilor El își are scaunul de domnie. Glorie Lui! Atunci cum rezolvăm primul verset la început, Dumnezeu a făcut cerurile? Și v-am spus la început că Dumnezeu face de trei ori cerul noi și un pământ nou. Prima creațiune e primul verset. La început Dumnezeu. Acolo mi-ar fi plăcut să vă vorbesc despre Lucifer. Avem timpul la trebuie. Să vedem locația care i-a fost dată. Ceea ce nu știm noi. Biblia vorbește de patru raiuri. Dar poate altă dată. Doar un singur lucru vreau să stârnesc în voi, gelozia, în sensul bun al cuvântului. Când a spus Domnul, astăzi vei fi cu mine în rai, s-a dus în rai sau? Amin. Amin. Adică unde în rai?
așa, ora așa. Locuința veșnică. Locuința veșnică. Dar cum se face atunci când Domnul Iisus a mai stat încă 40 de zile pe pământ? Trup de slavă. Cum se face asta? Ceea ce nu știm noi, când în locuința morților existau 13 departamente. Și unul din departamentele locuinței morților era numit Rar. Dar asta altă dată. Să revenim. Aleluia! Domnul este bine. Să privim spre al doilea verset din Biblie. Și al doilea verset, cum spune? Pământul era pustiu și gol. Mulțumesc! Nu vi se pare că e o ciudățenie? Cum adică? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și a stabilit că tot ce face Dumnezeu, cum este? Bun și desăvârșit. S-a uitat și a văzut că toate lucrurile sunt. Pentru că orice iese din mâna Lui, nu-i așa? Marele Maestru al Universului, împodobească-L glorie, când a făcut cerul stelelor. Dacă citiți Isaia 40, veți găsi ceva scris și hai că merită să-l citim. Ia uitați-vă! Versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor. El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria Lui. Că una nu lipsește. Dumnezeu, mă prăbușesc la pământ înaintea feței Tale, Doamne. Și chiar dacă nu Te înțeleg, dar Te cred pe cuvânt. Amin. Amin. 70 de sextilioane, au spus oamenii de știință, există în univers. Da? De corpuri cerești. Le-a dat la toate un nume. Le cunoaște pe nume. Le cunoaște traiectoria lor pe firmamentul cerului. Ele își urmează cursul, dar într-o anumită ordine. Aleluia. Că una nu lipsește. Aleluia. Le cunoaște pe nume și ele cântă. Aleluia! Ce s-ar întâmpla dacă un ar lua o rasnă prin univers? Haos. Un haos total. Ce Dumnezeu, ce autoritate, ce putere, ce forță. Forță dinamică. Exoxia. Și la un moment dat, Moise spune, pământul era pustiu și gol. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Plângeți voi. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Hai să citim Isaia 14, de la 12 la 14. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Cum ai căzut din cer, lucea fără strălucitor? Ori de câte ori citesc acest verset,
nu-i dau de capăt. Nu găsesc un răspuns. Ascultați bine. Când Dumnezeu a făcut această strigare în cer, nimeni n-a putut răspunde. Ascultă. Cum? Semnul întrebării, poate milioane de semne de întrebare și milioane de semne de mirare. Cum ai putut să cazi? Din ce? Așa? Cum a fost posibil? Mă duc cu nebunia până într-acolo, încât până și Dumnezeu s-a mirat. Și-a zis, cum ai putut? Ți-am dat o locație. Te-am făcut cel mai înalt în grad, în frumusețe, în cunoștință și în înțelepciune. Și să te ai în grădina lui Dumnezeu. Heruvim ocrotitor. Cum ai putut să crezi? Poate când ne vom întâlni cu Domnul, vom învăța mai multe. Cum ai crezut din cer? Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor. Auziți? Domnul a depus mărturie pentru Lucifer, fiul al zorilor. N-am timp să vorbesc despre asta. Cum ai fost doborât la pământ? Tu, biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta. Ce zicea el în inima lui? Voi sui în cer. Adică cum? Mă voi sui în cer. Din nou. Înseamnă că nu era în cerul tronului Dumnezeu. Tronului lui Dumnezeu. Cu toate că avea acces, dar reședința lui pe pământ era în vremea aceea o altă locație despre care eu n-am timp să vorbesc. Auzi! Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Unde mă voi sui? Pe vârful norilor. Mai presus de stelele cerului. Așa? Cerul al doilea este cerul stelelor. Îngerii. Locația lui, reședința lui, era în altă parte. Și a zis, datorită mândriei, mă voi ridica mai presus de stelele cerului, ba dacă se poate cu un scaun mai presus decât Dumnezeu, și voi fi ca cel prea înalt. Dacă citim Ezechiel 28, nu am timp, de la 11 la 17 sau poate chiar 19, găsim toată această istorie. Sau acum, stai în Eden. Avem de-a face cu prima rebeliune a lui Satan. Prima rebeliune. Și când a convins milioanele de îngeri să urmeze, și-a avut loc această rebeliune și când a fost aruncată jos pe pământ, cerurile și pământul au devenit pustii și goale. Pentru că acolo unde locuiește Satan, totul devine pustiu și gol. Din textul original ebraic, tohu vabohu. Și când citim din original, sună altfel. Pământul devenise. Dar în urma cărui fapt? Pustiu.
Și pentru ca Dumnezeu de data aceasta să se gândească la o altă lucrare, a trebuit pentru a doua oară să facă cerurile și pământul. Și în cele 6 zile de lucrare, Dumnezeu a început să facă din nou cerul și un pământ. Numai că de data aceasta a făcut cerurile cu un alt scop, să-l subordoneze unui alt stăpân. Da. Înțelept este Dumnezeu. Gloria. Nu l-a făcut pe Adam în prima zi. Tohu vabohu, fără lumină, pustiu și gol. A despărțit prima dată apele de ape. Rețineți că e pentru prima oară când auziți lucrul acesta. Este prima profeție. Este, dacă vreți, prima simbolistică a Duhului Sfânt. A făcut o întindere și întinderea a numit-o ce? Și apoi a despărțit apele de ape. Și apele de desubtul întinderii le-a numit apele de jos, iar deasupra întinderii le-a numit apele de sus. Este simbolistica Duhului Sfânt. Aleluia! Nu vom vorbi despre aceasta. Apoi, în ziua a șasea, l-a făcut pe om, a avut condiții reale, a avut sistemul solar refăcut, lumina, soarele, viețuitoarele, vegetația, că Dumnezeu este înțelept. Amin. Da? Și după aceea asta, când l-a așezat pe Adam acolo, i-a dat legi. Vă rog, rețineți. Legea n-a fost dată pentru prima dată pe muntele Sinai. A fost dată în grădina Edenului. Aleluia. Adică cele 10 porunci. Fiți foarte atenți. Dar pe cale orală. Și vin așa zi și evangheliști. Și încearcă să ne motiveze și să ne convingă că, domnule, în vechime a fost legea și că legea e așa și legea e așa și legea n-are valoare și nu știu ce. Opriți-i pe astfel de oameni care vin între voi. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeul cel veșnic, din veșnicia veșnicilor, trebuie să înțelegeți că El avea o lege veșnică. N-a trăit Dumnezeu într-un haos. Nu, nu. Însă ceea ce nu înțelegem noi, Biblia vorbește de două coduri de legi. Este legea divină sau legea morală, cum a fost numită, și legea mozaică. Nu are nicio legătură una cu alta. Legea divină, prima poruncă, ni se spune clar. Iubește pe Domnul Dumnezeu tău. Cine vrea să desfințeze? Iubește pe aproapele tău. Cine vrea să o desfințeze? Cinstește-ți părinții. Cine vrea să o desfințeze? Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Cine vrea să o desfințeze? Să nu ucizi. Să nu vrea curvești. Cine vrea să o desfințeze? Da, o să spună cineva.
întreba, da, frate, Praisul, e adevărat, da, ce facem cu porunca a patra, legea sabată? Dacă nu știi ceva, taci! Rândi-te o zi. Și față sau întreabă. Nu vreau să vorbesc despre asta. M-aș îndepărta de subiect. Însă, cert este un lucru, că legea mozaică, care cuprindea 613 porunci și era formată din legea sanitară, legea civilă, legea judecătorească, legea preoțească, legea ceremonială, toate aceste 613 porunci, Domnul a luat zapisul, fiți atenți, îi zapisul, nu cele două table de piatră. Păi ce Dumnezeu e ăla? Cărui Dumnezeu îi slujești, care El a dat o lege și pe urmă vine și spune, bă, băieți, îți ironic acum, nu m-am gândit bine. Stai că trebuie să o modific. Eu nu slujesc unui Dumnezeu care se dezice de cuvântul. Însă legea mozaică, cine vrea date mai multe, poate o să avem timp să discutăm. Trebuie să înțelegeți că Domnul a zapisul care ne stătea împotrivă. Și ce ne stătea împotrivă? Ați auzit că în vechime s-a zis? Ce? Dinte pentru dinte. Și a zis Domnul, asta nu mai merge. Da? A luat zapisul, l-a pironit pe cruce și l-a abrogat. Glorie. Adică l-a desfințat. Și acum, dacă Domnul l-a desfințat, tu de ce mai pui la loc de cinste ea? Și de legi, de lucruri care n-au valoare în sine. Știe cineva la ce face referință legea sanitară? Altă dată. E bine, când a fost dată legea aceasta, a fost dată lui Adam în grădina Edenului. Vă puteți cumva imagina că Dumnezeu îi cere cuiva ceva înainte de a-l pune în gardă? A făcut cineva armata aici dintre voi? Da? Ia gândiți-vă la comandantul de pluton sau de companie sau de batalion. Îți cere prima dată să faci tu exercițiul de luptă sau îl face el? Îl face el, îți arată. Și pe urmă treci tu la executare. Prin urmare, Dumnezeu i-a prelucrat legea divină. Numai așa l-a putut trage la răspundere. M-ați înțeles? Ok. Având în vedere faptul că Dumnezeu și-a prezentat legea, așa se explică că până la urmă, datorită faptului că Adam a căzut pe 7 trepte de cădere, și eu nu am timp să le arat acum, și pentru fiecare treaptă care a căzut, a pierdut 7 valori cristice. Și ar fi 14 predici acum. Nu se poate decât în studiu. Biserica care se respectă trebuie să aibă studiu biblic. Și Doamne Iisuse. Nu acum. Mergem la textul nostru, care a fost citit de frate.
Dar știți ce vreau să vă spun? Eu nu aleg texte când mă duc undeva într-o biserică. Îl las pe păstor. Că el cunoaște mai bine biserica. Deci eu n-am venit cu lecția învățată aici, acum. Eu vă predic potrivit cu ceea ce mi s-a pus în față. Dacă aveți ceva cu cineva, luați-o pe el la întrebări. No, ia uitați-vă acum. Auziți. Căci în atins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Fiți atenți. Și că lumea de atunci, adică lumea antediluviană, lumea veche dinainte de potop, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnegate de apă. Și acum, a doua. Sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. A doua creațiune pe care a avut loc în Geneza și aceasta va pieri. Și a treia oară va face Dumnezeu cerul noi și un pământ nou. Gloria Domnului. 13. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou. Cine dorește să ajungă acolo? Ajută-ne, Doamne Iisuse. O mică paranteză și apoi, dacă mai aveți răbdare, să curgă. Mai vorbim un pic și despre ziua Domnului. Dacă vreți. Măriți să fie Domnul, aleluia. Dacă nu, eu știu să tai. Acum vă rog, fiți foarte atenți. Cerul noi și un pământ nou. Așa e? Cu toții vrem să ajungem acolo, așa e? Doamne ajută-ne! Aleluia! Însă vreau să spun ceva. Stau de vorbă cu frații și îi provoc. În sensul bun al cuvântului. Frate, ce faci? Cum ești? Apoi, frate, praizul, ca în lumii. Cum? Ați auzit bine? Ca în lumii. Dar tu mai ești din lume? Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Haideți să citim ceva. Ioan 15:19. Ia ascultați. Citesc? Da, te rog. Dacă ați fi din lume... Cine vorbește aici? Domnul Iisus. Știe Domnul ce vorbește. Amin. Sigur. Ia auzi. Dacă ați fi din lume... Lumea a iubit ce este al ei. Dar, pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Fratele meu, sora mea, mai ești din lume?
primul. Hai să mai citim un verset. Ioan 17 cu 14. Observați, dacă stăm până de dimineață aici, tot așa spun, citerte acolo, citerte acolo, citerte acolo, citerte acolo. Și vin frații și spun, nu țin minte, nu e adevărat, mă, eu nu te cred. Putoros. Nu țin mintea. Înțelegi? Nu te-ai obișnuit cu lucrul acesta. O, Doamne, marește. Ia uite, trebuie antrenament, nu? Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, da. Pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Aleluia! Ce mai fi aici? Dar bine, nu realizăm, nu calc eu aici pe pământul ăsta. Cum e? Că mi se pare o ciudățenie. Sunt în lume sau nu sunt în lume? Potrivit cuvântului rostit de Domnul, îmi garantează că eu nu sunt din lume. Vă rog, urmăriți în Galateni 6 cu 14 ce ne spune Apostolul Pavel în privința lui. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum fii foarte atent. Prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de mine. Hai să vă arăt un tablou. Imaginați-vă pe Ioan Botezătorul care a venit ca un uragan în mijlocul poporului. Avea impresia că și munții și pădurile vin împreună cu el. Și a venit în mijlocul iudeilor să vestească. Botezul pocăinței. Și la un moment dat au venit și farisei. Așa e? E bine, Ioan era radar. Vedea înăuntru lor. Și vreau să spun că mie nu trebuie mult să stau de vorbă cu tine și să spun cine ești. Că te citesc din gesturi, din priviri și din felul tău de a fi. Și primele cuvinte care le-ai scos te pot califica. Dacă de ochii mei nu pot scăpa, cum scap de-a lui? Și dacă am ajuns la starea aceasta de har, este datorită faptului cuvântul. Că iubesc cuvântul. Aleluia, Iisus. Și ca să vă fac geloși, aș vrea să vă spun că din 31.000, 173 de versete, cât cuprinde Biblia, sau dacă vreți 774.746 de cuvinte, cam în jur de 20.000 de versete sunt aici pe banda creierului. Aleluia! Și tu vii să-mi prorocești. Și când prorocești numai pe lângă Biblie. Și dacă nu-ți spun nimic,
e datorită faptului că mi-e milă de tine. Dar oprește-te! Verifică-te! Fiți foarte atenți! Nu acum! Ia uitați-vă ce ne spune Domnul Iisus. Matei 13 cu 24. Voi credeți că toate aceste versete care vi le spun, vine Duhul Sfânt la urechea mea și îmi spune, spune așa? Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care s-a mandat o sămânță bună în țarina lui. Ce-a făcut omul? A semănat ce? Unde? În țarina lui. Spune așa? E cuvântul Domnului. Ucenicii, frate pastore, n-am înțeles. Și-au zis, auzi, târguiește-ne pica. Așa e? Târguiește-ne pilda. Și când a început Domnul târguirea din versetul 37, ia ascultați ce spune Domnul. Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. 1. Țarina este lumea. 2. Sămânța bună sunt fiii împărăției. 3. Neghina sunt fiii celui rău. 4. A citesc cu jos. Vrăjmașul care a semănat este diavolul. 5. Secerișul este sfârșitul veacului. 6. Secerătorii sunt îngerii. 7. 7. 7 predici. Da? Însă ne interesează un singur cuvânt din cele 7. Un om a sădit o sămânță bună. E numai sămânță bună? Da? Unde? În țară. E bine așa spus? E bine spus așa? În țară. În țară lui. Ah, în țară lui. Păi tu crezi că Domnul face risipă de sămânță pretutindeni, așa? Să se afle treabă? Și când s-a făcut târguirea, tot Domnul spune, țarina este, și acum într-o traducere liberă, Domnul a semănat sămânță bună în lumea lui. În țarina lui. În țarina lui. Poate altă dată mai mult despre lucrul acesta. Da? E bine, dacă el a semănat sămânță bună în țarina lui, în lumea lui, și noi am spus că asta e biserica, opriți-vă, că nu-i deloc așa. Nu vorbiți lucruri care nu sunt biblice. Dacă nu știi să faci deosebire între Israel și biserică, niciodată nu vei ajunge să înțelegi lucrarea Domnului. Și fiți atenți! Biblia vorbește de 7 luni. Și doar numai vă amintesc câteva. Lumea Universului. Lumea Pământului. Lumea necredinței, lumea organizația satanică, lumea nevăzută, lumea lui Hristos. În această lume a lui Hristos, există 7 categorii de creștini. Ar fi alte 7 predici. Să vedem fiecare categorie cum este. Ați înțeles? 7 categorii de creștini.
N-acum! Întrebarea este, din care lume faci tu parte? Că tu zici că te-ai pocăit, bine ar fi. Dar când ai venit în biserică, ai adus lumea cu tine. Și Biblia ne învață, nu iubiți lumea. Și Iacov ne spune, cine iubește lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Uite cât de ușor ajungi tu să te faci vrăjmaș cu Dumnezeu. Dar acum ce s-a întâmplat? Că tu nu ești cetățean al acestei lumi, pentru că tu ai o altă cetățenie. Și dacă veți citi Filipeni 3 cu 20, veți vedea că cetățenia noastră este din cer. Datorită cărui fapt tu nu mai ești cetățean al acestei lumi? Și vreau să vă spun repede. Ține minte. Datorită faptului că ucenicii n-au știut să se roage, l-au provocat pe Domnul, în sensul bun al cuvântului. Și au zis, învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul a rostit cea mai frumoasă rugăciune care a fost rostită vreodată de cineva. N-a fost și nu va mai fi egalată de nimeni. Și am zis, Tatăl nostru care ești în ceruri, așa? Sfințească-se numele tău. Vie. Cum? Vie împărăția. Vie împărăția ta, da? Dar fiți atenți, unii spun fie împărăția ta. Vie. Alții spun fie împărăția ta, în sensul că împărăția este vie. Și asta este adevărat. Dar Domnul spunea vie împărăția ta, adică să vină. Aleluia. Și spunea fratele la început că ne putem grăbi venirea Domnului. Și am învățat Domnul. Să ne rugăm să vină. Da? Când s-a întâmplat lucrul acesta? Când Domnul a fost luat de Duhul Sfânt și dus în pustie, i-am spus odată la cineva într-o biserică, du-te mă în pustie. Și-o zis, uaaai, neblesteme, fratele Gigi. Stai mă că Duhul Sfânt l-a dus pe Domnul în pustie. Și fiecare bărbat al Evangheliei trebuie să-și ai de pustie. O, Doamne! Dar nu vorbesc despre lucrul acesta. Când a fost dus în pustie, acolo a dat în marea luptă la nivelul Duhului, a sufletului și a trupului. Nu vorbesc despre asta. Însă cu ce scop a venit? Cu ce scop a venit? Lumea era într-un tuneric spiritual, groaznic. Și atunci Domnul, când a dat lupta împotriva diavolului, să mustre Domnul și biserica să spună amin. Amin. A dat întunericul la o parte și când a dat întunericul la o parte, a făcut lumină. Și dacă nu făcea atunci el lumină, eu în seara asta n-ar fi predicat aici. Glorie lui Iisus. Dar pentru asta n-a fost ușor. A trebuit să-l diluiască pe Satan. El este un învins, el a fost judecat la cruce. Glorie lui Iisus. Și așteaptă sentința finală. Aleluia. Prin urmare, când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, urmăriți repede.
Și ascultați. A luat o mică mustră din împărăția veșnică, de la Tatăl, și a venit aici pe pământ. Și când a venit pe pământ aici, în lumea noastră, a așezat împărăția, pentru că așa a spus Domnul, precum în cer, așa și pe pământ. Ba mai mult decât atâta, s-a întâmplat încă un lucru extraordinar de mare pe care ne-l spune Pavel. Coloseni 1:13. Haideți, vă rog, să citim. Ia auziți. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Cine este care ne-a izbăvit? Iisus. Sigur? Dumnezeu, da. Dumnezeu. Ia, hai să vedem. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a luat din împărăția întunericului, unde noi eram fără Dumnezeu în lume, fără drept de cetățenie în Israel, fără legăminte. Ne-a luat din împărăția întunericului și ne-a strămutat într-o altă împărăție, care nu aparține lumii, ci aparține lui Hristos, în împărăția Fiului dragostei Lui. Și dacă tu ești transferat în împărăția Fiului dragostei Lui, cum mai ești tu fiu al lumii? Fii atent. Dumnezeu n-a spus prin apostol că ne va strămuta, adică la viitor. Prezent. Suntem transformați și strămutați. Unde? Împărăție. În împărăția Fiului dragostei Lui. Întrebare. Ești tu în această împărăție? Aleluia. Pentru că fii atent. Când Duhul Sfânt te-a plantat în trupul lui Hristos, da? Te-a plantat ca mădular viu. Aleluia. În trupul lui Hristos nu există tinti morți. Condiția este însă să fii activ în viță. Aleluia. Ca să tragi seva din viță. Și dacă totuși nu aduci roadă, ești curățat. Și dacă totuși aduci roadă, ești și mai curățat, cu un scop bine determinat, să aduci roadă și mai multă. Ajută-ne, Doamne Iisus. Dar dacă ești tăiat, ești aruncat afară. Milă de noi, Iisus. Prin urmare, lucru care probabil nu l-ați auzit, fiți foarte atenți. Împărăția Fiului dragostei Lui este biserica. Aleluia! Aceasta e împărăția Fiului dragostei Lui. Aici am fost strămutați ca trup al lui Hristos. Unde e trupul, acolo și cap. Pune preț pe biserică, nu te juca cu biserică. Fii foarte atent ce-ți spun. Nu vreau să intru în lucruri pastorale. Asta e problema, fratele. Și ți-aș recomanda, nu intra în lucruri pastorale, că nu ți-am bărțit.
Odată ce am fost transferați în această împărăție, Pavel spune în Efeseni 2:6 următorul lucru. Ia fii atent. Încercăm să ne apropiem de sfârșit. Știu că ați obosit, dar eu sunt și mai obosit. În neputința trupului de dracul vostru stau aici. Glorie Domnului Iisus! Aleluia! El ne-a înviat împreună. Când ne-a înviat? Când ne-a strămutat. Când ne-a strămutat, când l-am crezut. Este această lucrare prezentă? Este sau nu? Mai departe. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Auzi! Pavel nu spune și ne va pune să ședem. Și ne-a pus. Și ne-a pus să stăm în locurile cerești. Biserica. Plan ceresc este biserica. Și acum fii atent, dacă nu ești acum la prezent în această împărăție a Fiului, un om după inima lui Dumnezeu, nu aștepta împărăția viitoare, că nu vei intra. Hai, milă-te, ai înțeles ceva? Mai repet sau de ajuns? Nu te-ai jucat, nu ești în lume. Bacă bine. Ai înțeles? Și acum, ia uitați-vă. Așa mi se spune. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Așa? Mai stăm sau încheiem? Vă rog, fiți sinceri. Nu suntem frumii ca să stați. Mai să vorbim un pic? Bun, mulțumesc. Se merită. Nu-i mereu așa. Bun. Când vorbim de ziua Domnului, fraților, ascultați-mă bine. Ziua Domnului începe în clipa răpirii bisericii. Și pentru asta ar trebui să vorbesc. Să curgă numele Domnului. Aleluia. Da? Apoi, ziua Domnului străbate necazul cel mare. Și apoi străbate și mileniul. Și abia la sfârșitul mileniului, când vor avea loc transformarea cerului și a pământului nou, se va termina ziua Domnului. Adă, Doamne Iisuse! Când să luăm aceste subiecte și să vorbim despre biserică și așa mai departe? Aveți în vedere lucrul acesta. Că Pavel a vorbit lucruri pe care nu le-a vorbit nimeni niciodată. Și nici chiar Domnul Iisus n-a vorbit despre toate lucrurile acestea. Pavel vorbește de foarte multe taine. Taina bisericii, taina răpirii bisericii, taina evlaviei, taina credinței, Hristos. Taina lui Hristos în oameni, taina vorbirii în alte limbi, taina lui Hristos, am spus, în oameni. Când le luăm pe rând? Așteptăm să facem studiul biblic. Ca să vedem despre ce este vorba. Da? Un lucru este clar. Există mai multe păreri în lumea teologilor. Unii susțin că răpirea bisericii va fi o răpire pre-tribulaționistă. Tribulation, din engleză, înseamnă necaz. Alții spun că va fi o răpire mid-tribulaționistă, adică la mijloc, iar alții spun că la sfârșitul necazului, adică
fost tribulaționistă și mai există încă o părere amilenistă. Slujesc în Biserica Har din Târgu Mureș și acolo am avut oaspete de onoare pe Iosif Țor. Tot respectul pentru domnia sa. Dar dați-mi voie să nu fiu de acord cu anumite lucruri. Fratele susține că nu va exista un mileniu, adică un mileniu așa cum este descris în Apocalips 20, adică 1000 de ani. Domnia sa susține că mileniul este de la ziua cincizecimii și până la răpirea bisericii. Vă dau doar un singur indiciu. Ezechiel. Cum este posibil să trăim noi perioada milenară acum, când de 2000 de ani pe planetă n-a fost mai mult de 2 săptămâni de pace? Pe întreaga planetă. Cum este posibil în timpul mileniului să existe războaie mondiale? Milioane și milioane de oameni morți. Numai fiara comunistă a distrus 350 de milioane de oameni. Odată Dumnezeu se va judeca cu ei. Cum este posibil? Pentru că eu am găsit scris că în mileniu mi se spune că atunci va fi starea edenică când locul va locui cu mielul. Este așa? Este așa sau nu? Și apoi aveți în vedere că în timpul mileniului Domnul va așeza 32 de doctrine pe pământ. Va fi 32 de predici. Apoi, cum se poate să crezi că e mileniu? Pentru că poporul evreu va fi constituit din nou pe cele 12 seminții, iar David va fi coregent împreună cu Domnul. Glorie Domnului! La împărăție. Iar mare preot, Zorobabel. Sunt vădite lucrurile astea? Acum? Nu. Nu. Ele vor avea loc în mine. Templu. Cum va fi răpită biserica? Cum va fi răpită? În nori. La o clipă de ochi. Așa e? Amin. Ziua Domnului începe cu răpirea bisericii. Da? La o clipeală de ochi. Bisericii Domnul nu-i spune nicăieri. Nu-i dă niciun indiciu când se va reîntoarce. Biserica trebuie să vegheze. Să vă spun altceva, care o să fac așa ca un burghiu în urechea voastră. Poporul evreu știe când vine Domnul. Aleluia! Noi! Știe și anul, știe și luna, știe și ziua. Și o să-mi spună cineva, ți-a descoperit Domnul? Nu! Scrie cuvânt. Anticrist. Și ce scrie, rămâne scris. Cine se implică în răpirea bisericii? Căci însăși Domnul, 2, cu strigătul unui arhanghel și 3, și trâmbița lui Dumnezeu. Asta înseamnă răpirea bisericii. Da? Unde va fi răpită biserica? În nori. În văzduh. Rețineți asta. Norul e altceva. Și acum fiți atenți. Tatălui și întâlnirea are loc pe nor. Este așa? Cum are loc răpirea? Într-o clipă! Mergi pe stradă cu cineva? Bă, de unde? Vorbesc cu el unde? Se vor trezi atunci unde? Că fi prea. Prea târziu. E bine! Iată cum stau lucrurile. Oare de ce Domnul a spus
Mă duc să vă pregătesc un loc. V-ați întrebat vreodată de ce a spus Domnul vă pregătesc un loc? Și acum simt că puțin sunteți mai interesați, mai prezenți, pentru că nu e atât de greu. V-am simțit pe umerii mei. Dar trebuie să auziți și voi măcar o dată în viață. Și vă întreb încă o dată. Unde e locul care mi-l pregătește? Casa cea prăzită îngerii. Cum adică mă duc să vă pregătesc un loc? Păi, asta înseamnă că Domnul mai adaugă încă... Acolo unde e, în veșnicia lui. Mai adaugă încă o cameră acolo în cer sau... Cum vă imaginați? După cum spune... E ca și când ai spune că cerul mai are nevoie de locuințe. Ce loc ne-am pregătit? Haideți, repede, să rezolvăm problema. Când Domnul a spus, mă duc să mă pregătesc un loc, încă nu trebuie să pe la cruce. Primul loc pe care l-a pregătit a fost crucea. Pentru că acolo trebuie să te identifici cu crucea. Cine iubește drumul calvarului și cade în genunchi la cruce și proclamă Domn și Mântuitor și simte că are nevoie urgentă de un Hristos viu care trăiește în vecii vecilor, ferice de el. Ăla e primul loc care ți l-a pregătit Domnul ție și mie. Al doilea loc ți-l pregătește în văzduh când vei fi răpit. Dar de ce în văzduh? Diavolul în nebunia lui va crede că poate să oprească călătoria bisericii spre casa Tatălui. Așa crede el, numai că el nu știe că e lovit la cap, la cruce, când și-a pierdut și frumusețea și înțelepciunea. Glorie Domnului! A devenit prost! Și de aceea Domnul coboară din casa Tatălui și vine în întâmpinarea noastră pentru ca să facă față biserica duhurilor răutății care sunt în locurile celelalte. Ăsta e iubitul nostru. Aleluia! Ați înțeles? Și apoi al treilea loc care ți-l pregătește te ia de acolo din văzduh și te conduce spre casa Tatălui. Și acolo, în casa Tatălui, începe nunta în cer. Glorie! Iar jos pe pământ, începe necazul cel mare. Necaz care are durata acelor 7 ani, adică săptămâna profetică a lui Daniel. N-am timp să vorbesc despre asta. Asta, cu asta începe ziua Domnului. Nu acum. Legat de aspectul acesta. Înțelegeți că este venire invizibilă și venire vizibilă. Sau dacă vreți, Israel. Dacă vreți, venire secretă pentru sfinți, biserica. Pentru sfinți, rețineți acest cuvânt, pentru sfinți, asta o va dovedi ziua Domnului, da? Nu știe nimeni, unde au dispărut? Mă, unde sunt ăștia care făceau cina? Nu mai sunt. Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Și lumea va intra în panică. Nu vorbesc despre asta. Venire pentru sfinți. Asta e venire invizibilă, secretă, că nimeni nu vede. Și apoi va veni o altă etapă, venire cu sfinți. La sfârșitul necazului, coboară împreună cu biserica jos pe pământ. Aleluia! Și apoi când coboară la sfârșitul necazului, avem de-a face cu
cu Matei 25, de la 31 la 46, când Domnul va desparte oile de capre. N-am timp să vorbesc despre asta. Nu acum! Vă rog, fiți atenți! Biserica răpită. Așa e? Nu e așa că pretutindeni se vorbește că cele 10 fecioare sunt biserica? Cu durere vă spun. Dar așa se predică. În toată țara. Știi ce zice. Acum fiți atenți. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mire, ieșiți-i. Are biserica această veste? Nu. Biserica e cu el. Iată mirele, crainicul cetății face această strigare. Auzi, la miezul nopții se dă o dată. Bisericii Domnului nu-i dă niciodată. Că atunci sau atunci sau atunci. Vegheați pentru că nu știți. Aici mi se spune la miezul nopții. Straja patra. Deja biserica este coborâtă jos la în sfârșitul necazului în celui mare. Biserica este cu el deja. Aleluia. Da? Și cele 10 fecioare e altceva. Israel. Da, hai să lămurim un pic problema. Nu s-au pus în mișcare toate 10? N-au avut ele un dialog între ele, cele 5 înțelepte și cele 5 neghimzuite. Textul original spune nebune. Dar când vreodată biserica, când va fi răpită, va avea timp să vorbească unul cu altul? Frate, dăm și noi un pic din ulei. E posibil? S-au sculat toate 10. Nu înțelegi că asta e lucrare terestră. Pe pământ. O vreme s-au dus împreună. Cele nechipzuite au constatat că la un moment dat n-au mai avut ulei în... candela. Nu în candela, în vase. În vase. Așa e? Și apoi... rugămintea. Dați-ne din... Păi dacă ar fi vorba de biserică, nu ne spune Pavel că această biserică va fi fără pată? Fără costuri, fără spărcitură. Cine va fi răpit acolo pe nor, în văzduh? Cei neprihăniți. Cei neprihăniți. Păi, dacă ar fi vorba de biserică în cele 10 fecioare și ar fi răpite și ele, ar însemna că Domnul le răpește și pe ele ca să aibă apoi pe cine să arunce din nou jos pe pământ. Nu, nu. Apoi, au spus frații în Apocalips 12, e vorba despre biserică. Și fiți atenți, vreau să mă întreb spre final. Mă grăbesc. Ia fiți atenți. Începe cu o femeie, așa? Mare atenție, voi care spuneți că aveți vedenie și spuneți că am văzut o femeie. E biserica. Și că e biserica. Nicăieri în Biblie biserica nu e văzută ca femeie. Femeia este femeia simbol Israel, care a fost nevasta lui Dumnezeu. Și despre asta nu pot vorbi. Căutați Isaia 54. Biserica, la ora actuală, nu este nici măcar mireasă.
Asta face așa ca un burghiu în ureche. Ați văzut vreodată nuntă fără mireasă sau fără mire? Niciodată. Sigur că Domnul Iisus este cu noi din punct de vedere spiritual, dar atunci va trebui să fie vădit. Nu se poate ca cineva să vină după mireasa lui așa și mirele să nu fie prezent sau invers. M-ați înțeles cum stau lucrurile? Pavel spune că v-am locotit ca pe o fecioară curată. Aleluia. Înțelegi că biserica e o singură fecioară, nu 10. Aleluia. Dar de ce sunt 10 acolo? E o simbolistică a cifrei 10, care n-am timp să vă explic acum, că mă grăbesc. 10 până. Nu acum! Noi, la ora actuală, suntem logotnică. În clipa în care ne va răpi, vom deveni mireasă. Și după aia, când ne prezintă în casa Tatălui, ne împodobește, ne răspătește, începe nunta, la sfârșitul necazului, coborâm în calitate de soție legitimă. Aleluia! Asta e biserica. Nu acum! În Apocalipsa 12:6 ni se spune că i s-a dat femeii aripile vulturului să fugă în pustie departe de fața șarpelui. Spune așa? Rămășița. Cine sunt aceștia? Rămășița lui Israel. Unde fuge rămășița? Nedom. În pustie. Nu am timp să vorbesc. Asta e nădejdea ta? Că tu vei fugi în pustie? Și vei sta acolo în câmpia Edomului și a Moabului timp de 3 ani și jumătate? Ce bine ar fi fost să vă pot vorbi despre Bosra, Petra, Sera. Nu e timp. Înțelegeți că aceștia sunt cei 144.000 care vor fugi departe de fața șarpelui. Biserica nu fuge în pustie. Biserica e răpită pe noi. Asta e diferența. M-ați înțeles? Bun. Ziua Domnului. Așa e? Ia uitați-vă. Va veni cu un camăt. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi. Haideți să ne ridicăm. Haideți să citim ceva care ne va lămuri lucrul acesta. În Matei 24, versetul 27 în jos, ni se spune: căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Doamne, dar ce ai vrut să spui cu asta? Unde va fi stârvul, acolo vor fi și vulturii. Păi biserica este dusă la vulturi? Biserica este un stârv? Ia gândiți-vă! Ucenicii n-au înțeles lucrul acesta. Și frații, când citesc Luca 17, de la 34 la 37, spun că e vorba de răpire. Știți ce spune acolo? Unul va fi luat și altul lăsat. Și ucenicii n-au înțeles. Nu mai avem timp să vorbim, să citim. N-au înțeles. Și au întrebat: bine, bine, Doamne, dar unde? Adică unde unul va fi luat și altul lăsat? Și Domnul a dat răspunsul: unde se strâng vulturii, acolo este și stârful.
Și au spus, frate, asta e răpirea. Nu se pune problema în termenii răpirii, ci a luării. Pentru că cei răi sunt luați și duși. Iar în Ezechiel 39, de la 19 la 23, îi se arată unde sunt duși. Că nu mai am timp să arat. E prea mult să vă țin, Iane. Irak. Da? Acolo Dumnezeu va pregăti un ospăț pentru toate popoarele care vor vrea să lupte împotriva Ierusalimului. Și mi-aduc aminte că la începutul anilor 70 citeam într-o revistă când pastorii Ray Johnson împreună cu Donald Patton au adresat o scrisoare premierului Kosinghi din vremea aceea și au spus așa: dacă mai ai încă o Biblie în toată lumea și în toată Moscova, caut-o și citește datele pe care ți le spunem noi. Dar să știi că cu cât vor fi planurile mai grandioase, mai mari, cu cât va fi oastea ta mai mare, cu atât va fi mai mare existența lui Dumnezeu când te vei întâlni cu El pe munții lui Israel. Aleluia! Iar Ezechiel 38 și 39 ne spune: pentru că am necaz pe tine, Domnul Roșului, Meșecului și Tuvalului, n-am timp să vă arat națiunile care vor lupta acolo. Îți voi pune un cârlig în fân și te voi scoate din fundul miază noapte, te voi urca până pe munții lui Israel, dar acolo voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă și arcul din mâna stângă. 7 ani va îngropa Israel pe morții de acolo. Nu te apucă groaza? Nu vrei să te pocăiești? În vremea aceea se vor duce la munți și vor striga cădeți peste noi. Că a venit ziua de groază și de mânia lui Dumnezeu și cine poate să stea în picioare? Până când de noi târziu, pocăiește-te. Încă mai este har. Ascultă glasul Domnului. Ascultă cuvântul Domnului. Și din nou îți spun, pocăiește-te. Aleluia. Încă mai este har. Aleluia. Și a spus Domnul așa: vedeți voi smochinul și toți copacii? Smochinul este simbolistica Israelului. N-am timp să vorbesc despre asta. Iar copacii sunt națiunile lumii. Și spune Domnul: când vedeți că înfrunzește vara, este... Și-a zis Domnul lui Ezechiel: coboară în valea oaselor. Și-a spus: poruncește la vene, la oase, la carne, să se adune. Și acesta este simbolul poporului evreu. Și el este acum întreg, are și cap. Aleluia! În Israel există în jur de 4 milioane de oameni, dar cam 90% sunt atei. O, Doamne. Și ăștia vor fi nimiciți la lupta de la Armagedon. Dar nu vorbesc nici despre lucrul acesta. Însă ceea ce trebuie să rețineți este următorul lucru, frați și surori, înțelegeți ceva. Când vedeți smochinul, da? Când a început să înfrunzească? S-a format ca state. Când? 48. Din anul 70, când templul a fost dărâmat. Nu avem timp să vorbim. Biblia vorbește de 7 temple, poate altă dată. În anul 70, templul a fost dărâmat. N-a rămas piatră pe piatră. Și timp de aproape 2000 de ani, Israel a trăit fără țară, fără templu, fără rege. Abia în anul 1948, sub conducerea prim-ministrului din vremea aceea, David Ben-Gurion, s-a declarat independența statului. Aleluia. Israel. Și fiți atenți acum. Din 1948,
a început numărătoarea inversă și trăim zilele din urmă. Aleluia! Cât de aproape este Domnul? La ușă. Fiți atenți! Fiți atenți! Băgați bine de seamă, trebuie să vă corectez, iertați-mă! Nu așa prorociți unii dintre voi, că Domnul este cu mâna pe ușă. Pe clanț, pe clanț. Aleo, lăsați-vă de povești. Biserica este răpită la clipa ochiului. Care ușură? Aia e o altă problemă, dacă nu înțelegi. Corectează. Da? La clipa ochiului ești dus. Nu vine Domnul la ușă să bată. Aleo, sunteți aici? E bine, ia fiți atenți și cu asta termin. Evreii fac demersuri statului american să li se dea voie să-și înceapă construcția templului. Ele izbăvire, Doamne. Și se preconizează că mai mult de maxim un an nu lucrează la el. Imediat. Și intrăm în ultima săptămână profetică a lui Daniel, adică 5-7 ani de legați. Iar la jumătatea necazului celui mare, Anticristul intră în templu. Se declară. Cu cine face legământul de 7 ani Anticristul? Cu poporul evreu. Știu că sunt 7 ani. Știu că la jumătatea necazului celui mare intră în templu. Scrie în Daniel. Știe sau nu? Când se dă drept Dumnezeu, da? Potrivnicul care se ridică mai presus de ce este Dumnezeu. E bine, începe numărătoarea inversă pentru Israel, nu pentru biserică. Când intră în templu, Israel nu mai știe că au mai rămas încă 3 ani și jumătate din cei 7 când vine Domnul. Aleluia! Știe Israelul când vine Domnul? Știe! Aleluia! Așa? Și atunci se împlinește Matei 25 cu cele 10 fecioare. Că biserica coboară jos cu Domnul, iar cei care vor să intre, mileniu. Da? Este poporul evreu. Numai că ei au venit cu un scop. Scopul lor care a fost? Să intre la nuntă. Și fiți atenți, ultimile fraze. Vor auzi o voce, plecați căci nu vă cunosc. O, Doamne! Cuvânt greu. Așa? De ce le-a spus Domnul lucrul acesta? De ce? V-ați întrebat vreodată de ce le va spune Domnul cuvântul ăsta? L-au recunoscut. Simplu. Nu l-au cunoscut pe Domnul. Și pentru că nu l-au cunoscut în timpul călătoriei lor, Domnul le spune acum, niciodată nu v-am cunoscut. Cuvânt greu. Vor fi unii care vor spune în timpul necazului celui mare, Doamne, dar când te-am vizitat? Asta nu e biserica. Când ne-am dus noi la temniță? Când te-am îmbrăcat? Când ți-a fost oameni? Se pare că ei vor fi uitat. Și va spune Domnul, ori de câte ori ați făcut celor mai neînsemnați, frații mei. Fiți atenți că acolo sunt capre, sunt oi și o altă categorie despre care Domnul depune mărturie sunt frații mei, adică evrei, care în timpul necazului celui mare se vor implica în viața evreilor și le va da pâine și locaș să îi ferească din fața lui Anticrist, Domnul le va spune la ăștia, veniți binecuvântații Tatălui meu de împărăție, de moșteniți împărăția care v-a fost dată de la
temerea lumii. Vă pun o întrebare, ultima întrebare. Ar vrea cineva să facă parte din această categorie de oameni? Nu. Am primit două răspunsuri. Da și nu. 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 Vrem să fim biserică. Vrea să vă mulțumesc. Înseamnă că am înțeles. Nici eu nu vreau. Biserica deja este dusă cu 7 ani înainte. Ea nu parcurge acest traseu. Ea nu parcurge acest traseu. Doamne ajută-ne! Aleluia! Ca viața pe care o trăim în trup, să o trăim pentru gloria Domnului. Aleluia! Amin! Vă mulțumesc frumos pentru răbdarea care ați dovedit-o. Asta înseamnă disciplină, slavă. Asta înseamnă pocăință, asta înseamnă dorința de sete de a cunoaște. Și vă spun încă ceva. Respectați pe oamenii aceștia care îi aveți aici. Dea Domnul oameni ca ei în orice biserică. Aleluia, amin. Eu nu mi-ofer prietenia oricui. Nu o fac cu ușurință. N-am stat noi de vorbă de multe ori. Chiar dacă ne cunoaștem de o grămadă de ani. Dar din seara aceasta declar că vreau să fii prietenul meu. Aleluia! Eu cinste. Am nevoie de aspecte prieteni. Îmi fac cinste bărbații care se implică în lucrarea Domnului. Trăiască Domnul! Și hai împreună să lucrăm la mântuirea acestui neam. Domnul să ne ajute. Amin, amin. Fiți binecuvântați. Domnul să vă dea o noapte binecuvântată. Amin.